gestul neașteptat făcut de Patrick, după ce Bianca i-a mărturisit cu lacrimi în oți că regretă decizia de a intra în competiție. Tânărul a apelat la ajutorul colegilor din Casa Iubirii. Patrick și-a luat inima în dinți și a făcut un gest neașteptat față de Bianca pentru a-i arăta cât de mult își dorește ca șatena să rămână în Casa Iubirii. Atmosfera este din ce în ce mai tensionată în casa iubirii după ce Bianca jurcă și-a făcut apariție în competiție și a dezvăluit că vrea să-l cucerească pe Patrick. Cei doi au fost puși la zid de ceilalți concurenți, care îi acuză că ar forma, de fapt, un cuplu din afara emisiunii. Astăzi. Bianca a pus piciorul în prac și, după ce a mărturisit plângând că îi pare rău că s-a înscris la reality show, l-a luat la rost și pe Patrick. În ediția din 16 septembrie, a emisiunii Casa Iubirii, Bianca a mărturisit tot ce are pe suflet. A povestit că nu se simte deloc bine și că certurile în care a fost implicată au afectat-o enorm. Însă recunoscut și că singurul care ar putea să o scoată din stare ar fi Patrick, dacă ar face anumite gesturi față de ea. Bianca, nu doar comentariile din online în care sunt acuzată de tot felul de lucruri și jignită și așa mai departe. Toată situația din casa, că eu am intrat și e foarte multă tensiune. Toată starea mea de săptămâna trecută și până acum e la limită. Sunt foarte încărcată. De ce nu vii tu, nere Patrick? cu ceva bun pentru mine dacă vezi că mie îmi vin numai chestii rele. A fost decizia mea să vin aici. Mi-o asum. Doar că ori mă obișnuiesc mai greu cu ce se întâmplă aici, ori nu mă obișnuiesc deloc și merg acasă. Am momente când cedez și momente când văd situația detașată, cum o văd acum că m-am liniștit. În anumite momente simt că vreau să merg acasă decât să mai rămân. Andrea Mantea, te deranjează faptul că Patrick se comporta și cu tine la fel cum s-a comportat și cu alte fete de aici. Asta ai vrut să-i subliniez acum. Pentru că el sfatul și alături de fete a fost pe aici prin casă. Îi spui să facă el ceva mai mult să te scoată din starea respectivă. Bianca, spun doar că asta e starea mea, indiferent cât de mulți oameni îmi spun să nu mă concentrez pe anumite lucruri. Eu asta simt să fac acum. Nimeni nu și-ar dori să fie în starea asta voluntar. Dacă ar exista o posibilitate prin care să mi se atragă atenția de la ce mi se întâmplă acum, ar fi ca cineva să facă ceva mai mult decât se întâmplă acum adică el dacă vrei, dacă nu, Patrick. Eu consider că în fiecare zi încerc să vin cu o energie pozitivă și mă ales să-i transmit ei energia mea pozitivă. De fiecare dată când începem conexiunea, mă interesează starea ei și încerc mereu să o întreb cum e. Să-și spună punctele de vedere. Mi se pare că am transmis o energie pozitivă. Au discutat Bianca, Patrick și Andreea Mantia. Astăzi, în casa Iubirii. Patrick, gest impresionant față de Bianca. Deci Bianca i-a reproșat că nu ar face prea multe gesturi prin care să-i arate că este alături. Patrick a demonstrat astăzi și Atenei că o vrea